În județul Botoșan, cel puțin 30 de școli funcționează fără autorizații de securitate la incendiu. În aceeași situație, sunt și locuri publice din municipiu. 30 septembrie a fost termenul oferit pentru obținerea acestor avize extrem de importante. Pentru că procesul birocratic este întortocheat, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au ținut astăzi o instruire privind pașii ce trebuie făcuți pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu. Sunt două aspecte de care trebuie să ținem cont. Deci până la data de 31 decembrie 2017 nu vor putea fi sancționați obiectivele care se află într-una din cele două situații. Respectiv, au depus documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu până la data de 30 septembrie 2017 sau pot face dovada că desfășoară activități de investiții pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. În perioada următoare se vor desfășura controle. Inițial se vor da termene de remediere, ulterior se va trece la aplicarea sancțiunilor.